Nu există nicio scurtătură sau modalitate ușoară pentru a ajunge un pescar de succes, iar cine crede că există înseamnă că nu a pescuit niciodată. Dacă stai de vorbă cu omul care prinde mereu pești, vei descoperi că norocul lui nu este într-atât de mult noroc cât mai mult faptul că știe cum, când și unde să pescuiască. Așadar, 20 de indicii care vă vor ajuta să pescuiți mai bine. Firul încălcit pe mulinetă și lecția din spatele încălciturii. Dacă am avea un leu pentru fiecare pește prins, în mod destul de neașteptat, în timp ce încercam să descălcim firul de pe mulinetă, după o lansare, am fi probabil bogați. Descălcirea firului distrage atenția pescarului suficient de mult pentru ca năluca aruncată în apă să se scufunde până la fundul apei. Apoi, când în sfârșit se începe recuperarea, peștii de pe fundul apei atacă aproape garantat. Există aici o lecție pe care majoritatea pescarilor nu o rețin totuși. Pur și simplu lăsați jigul sau momeala să se scufunde până la fundul apei, oricât de mult va dura, apoi recuperați încet, în timp ce o zvâgniți puțin. Veți observa cum prindeți mai mult pește prin această metodă. 2. Adevăratele locuri bune de pescuit. Dacă ne referim mai ales la pescuitul la spinning de pe mal, dar nu numai, adevăratele locuri productive pot fi chiar cele la care se ajunge mai greu, pe unde nu s-a creat încă o cărare. Locurile care oferă o vedere deschisă asupra apei și unde există urme evidente că au trecut și alți pescari, sunt cu siguranță primitoare și pot fi mai mult sau mai puțin locuri bune pentru pescuit. Cele mai bune însă pot fi chiar cele la care se ajunge mai greu, cele pe care mulțimea nu le atinge niciodată. Încercați să ajungeți dincolo de încălciturile tufișurilor sau ale vegetației de pe malul apei. Purtați cizme de cauciuc până la genunchi pentru a putea atinge locuri mai greu accesibile și eventual folosiți un băț gros cu care să încercați terenul înainte de a păși. 3. O lecție de la păsări. Dacă ați observat vreodată cum se hrănesc păsările atunci când există o sursă abundentă de hrană într-un loc, poate ați remarcat un lucru interesant care poate avea legătură și cu peștii. Indiferent de câte păsări se află în jurul unei surse de hrană, hrănirea efectivă pare să vină în rafale, în valuri de activitate. Există perioade de liniște, cu apariția ocazională a unei păsări, apoi explozii bruște când toate păsările din zonă încearcă să ajungă la hrană în același timp. Se poate ca și peștii să se hrănească tot în acest fel? Foarte posibil. Așa se explică poate faptul că uneori prindem o mulțime de pești într-un scurt timp pe același loc, urmat apoi de lipsă completă de activitate. 4. Pescuitul pe timp de toamnă este prea bun pentru a fi ratat. Dacă făcutul și gustatul vinului ocupă o mare parte din timpul dumneavoastră liber în septembrie, octombrie sau începutul lunii noiembrie, ați putea să reevaluați lucrurile. Aceste luni sunt cele mai bune pentru pescuit atât pe apă dulce cât și pe apă sărată. Deși nu există niciodată o garanție 100% în pescuit, partidele din timpul lunilor de toamnă sunt cele mai productive. 5. Pescuitul la începutul primăverii. La începutul primăverii, partea de nord a iazurilor și lacurilor tinde să se încălzească mai repede și va stimula mai multă activitate decât în alte zone ale apei. De asemenea, apa tulbure se încălzește mai repede și se răcește mai lent decât apa limpede. La începutul primăverii, căutați să pescuiți în apele mai tulburi, pentru că mulți pești caută să tranziteze din apa limpede spre apele tulburi. Vara, în schimb, veți găsi pești și în apă limpede, atât dimineața cât și seara. 6. Evitați mijlocul zilei la pescuit. Lăsând la o parte pescuitul pe ape sărate, este normal ca acțiunea din apele dulci să se încetinească în timpul orelor de la amiază, mai ales în plină vară. Nu vă risipiți energia în mijlocul zilei, mai ales dacă sunteți la pescuit din zorii zilei. Alegeți un loc umbrit și luați o pauză. Veți reveni cu forțe proaspete mai târziu, după amiază sau spre seară, când acțiunea din apă se va spori oricum. 7. Când bate vântul, poate fi un avantaj pentru pescuit. Acțiunea vântului creează un mix în mediul peștilor. Într-o zi de vară răcoroasă și vântoasă, vântul poate aduce schimbări de temperaturi în apă și creștere ale nivelului de oxigen, care favorizează dispoziția peștilor și formează adevărate acumulări de furaj pentru pești. Acolo unde bancurile de pești mici sunt atrase de cantități mari de furaj, la rândul lor vor fi atrași și prădătorii mai mari. 8. Practicarea lansărilor. Răul necesar. Indiferent despre ce sport discutăm, toți sportivii, de la amatori la profesioniști, trebuie să exerseze pentru a dobândi abilitățile de care au nevoie. Cu toate acestea, puțin pescar dedică timp pentru a-și exersa lansările.
Acest lucru poate fi făcut indiferent dacă suntem sau nu pe malul unei ape, chiar și într-un câmp deschis, unde se poate exersa în liniște, fără frica de a agăța firul în crengi sau vegetație. Plăcerea pescuitului va crește pe măsură ce lansările dumneavoastră vor deveni mai precise și mai bine executate. 9. Folosește o strună ca înaintaș dacă știi că în apă se află și știuci. Chiar dacă pescuiți la biban sau shallow, spre exemplu, dacă în apă se află și mârlițe sau știuci, firul dumneavoastră se poate întâlni cu dinți ascuțiți. Când se întâmplă asta, puteți spune adio nălucii pe care poate ați da mulți bani. Unora dintre pescari nu le place senzația sau lansarea atunci când folosesc strune metalice ca înaintaș, dar acest mic dezavantaj cântărește mai puțin decât riscul de a pierde un pește cu tot cu momeala folosită. 10. Oscilantele sau lingurițele au nevoie de vârtej de tip swivel. Pentru a obține cea mai bună acțiune a oscilantelor în apă, dar și pentru a preveni răsucirea firului, conectează-le la fir sau la înaintaș cu ajutorul unor vârteje de tip swivel. 11. Forcepsul este absolut necesar. Dacă pescuiți fără pensă, forceps sau un instrument pentru a scoate cârligul din gura peștelui, vă faceți viața mai grea și dumneavoastră și peștelui. 12. Dacă vezi peștele cum îți urmărește năluca prin apă, ce faci? Când vezi un pește urmărindu-ți năluca în timp ce recuperezi, dar nu atacă, ce faci? Încetinești recuperarea, o grăbești? Adevărul este că nu există o soluție care să funcționeze garantat. Orice alegi să faci pare a fi greșit și de obicei atacul nu se produce. Ca regulă de bază se recomandă încetinirea recuperării în primă fază și dacă nu funcționează, atunci se accelerează. Cam asta este tot ce se poate încerca. 13. Păstrează-ți optimismul la pescuit și vei avea roade. Pescarii ocazionali nu pot alege mereu ziua perfectă de a ieși la pescuit, iar dacă condițiile nu sunt cele mai bune într-o anumită zi, acest minus trebuie compensat cu o atitudine optimistă și încrezătoare. Încrederea și optimismul sunt accesoriile cele mai importante la pescuit. 14. Un pârâu mic și un rucsac mic în spate pentru o zi mare în față. Încercați să găsiți un mic pârâu cu păstrăvi ascuns printre dealuri sau munți. Dacă are apă destul de multă și curată, sunt șanse să găsiți și păstrăvi. Majoritatea vor fi pești mici, dar drillurile vor exista. Dacă găsiți un loc complet izolat, bucurați-vă de el cât de des puteți, alături de un rucsac mic în care să aveți tot ce e nevoie pentru o zi întreagă la pescuit. Nu uitați că e nevoie de un echipament light, adică o lansetă ușoară sau ultra ușoară, cu putere de aruncare de 0,5 până la 6 grame, un fir subțire și neapărat un înaintaș de fluorocarbon, unul de 0,15 mm, fiind suficient. Dacă nu ați încercat niciodată asta, merită să încercați. Este o experiență pe care nu o veți uita ușor. 15. Păstrăvul din pârâurile mici este foarte vigilent. La pescuit pe pârâuri mici, apropiați-vă încet și cu grijă de locul unde vreți să lansați. Lansați înspre amont. Lansările să fie scurte, acolo unde observați că apa se adună în buzunare sau grop. Lansările scurte și precise sunt totul. 16. De ce sunt pârâurile mici dificile? Pârâurile mici sunt o provocare pentru orice pescar, în special pentru începători. Pe astfel de ape mici și liniștite, nimic nu vă va ajuta să vă puteți camufla prezența, iar orice lansare ratată sau o prezentare a unei năluci prea mari sau prea zgomotoase va speria peștii, și odată speriați, devin suspicioși cel puțin pentru o vreme. 17. Când se hrănește păstrăvul cel mai mult? Renumitul pescar Leonard Wright a adunat ani de cercetare în ce privește perioadele de maximă hrănire a păstrăvului și secretul pare a fi momentul în care temperatura apei crește rapid spre optimul de 17 grade Celsius. Peste 17 grade, activitatea de hrănire încetinește, iar acțiunea în apă încetează. Peștii se hrănesc cel mai bine atunci când temperatura apei crește rapid spre optimul de 17 grade. S-a constatat că și inversul este adevărat, adică activitatea crescând și atunci când temperatura scade înapoi spre 17 grade, după ce a fost mult mai ridicată timp de câteva ore. 18. Când ai prins un pește, dar s-a înțepenit în apă într-un loc fix. Aveți peștele în cârlig, dar spre frustrarea dumneavoastră el s-a înțepenit undeva într-o groapă sau în vegetație. Puteți forța, dar vă este teamă să nu-l pierdeți. Uneori, dacă loviți capătul lansetei puternic cu palma de câteva ori, acest lucru poate pune peștele în mișcare. Nu funcționează întotdeauna, dar uneori funcționează. 19. Caută partea apei unde bate vântul. Deși am menționat mai devreme importanța vântului la pescuit, poate fi foarte tentant să căutați apele calme și liniștite în timpul unei partide.
dar rețineți că ar trebui să faceți exact invers. Încercați să lansați chiar dacă vântul va influența lansarea într-o anumită direcție. Folosiți o lansetă mai puternică și un fir mai gros eventual și năluci mai mari sau mai grele. Foarte probabil, vântul va purta nălucile în acea direcție a apei unde peștii deja s-au acumulat pentru a se hrăni. Într-un final, 20, nu doar momeala contează, dar mai ales prezentarea. Indiferent de cât de eficient ar trebui să fie năluca pe care o folosiți, nu se rezumă totul la o arunca în apă și a mulina imediat ce a ajuns în apă. Folosiți-vă imaginația și gândiți-vă la ce puteți face acelei năluci pentru a o face să pară vie. Recuperați repede, apoi încet, mișcați vârful lansetei, trageți brusc, stopați mulinarea brusc. Încercați să vă imaginați mereu ce se întâmplă cu momeala la capătul celălalt al firului, acolo în apă, pentru a învăța ce funcționează și ce nu. Cam atât în clipul de astăzi, până data viitoare, fire întinse!